Mergem mai departe, meciul 7 la categoria grea. Eduard Voicu cu Cristian Filip. Albastru. Eduard Voicu, 23 de ani, de la Academia Copzaru, debutează în boxul profesionist. În colțul roșu, Cristian Dăschini Gorina Fine! Ceea ce auziți este imnul Rapidului. Gorila Cristian Filip are 24 de ani, vine de la Baia Mare, este antrenat de Benia de Cui la Beni Fight Academy. Ambii luptă la categoria grea plus 90,5 kg. Supervisor, domnul prim vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Box, Viorel Ploșca. Arbitrii judecători, masa 1, Emil Eremia, masa 2, Viorel Simion, masa 3, Iulian Cărămidă. Arbitru în ring, domnul Marcoș Bela. Meciul se desfășoară pe regulament profesionist de box, 4 reprize, a câte 3 minute. Acum. Diferență foarte mare de alonjă. Filip are 1.96, Voicu 1.78. Gardă normală pentru cei doi boxeri. Sigur, pentru Voicu unica soluție de a pune probleme este aceea de a lupta în distanță scurtă. Cât mai scurtă, este apropie permanent de Filip. Iar acesta, dacă boxează inteligent, ar trebui să-l țină la distanță cu jabul, fără mari probleme de adversarul său. Da, Voicu atacă cu un croșeu larg de stânga și imediat îl ia pe Filip în brațe. Ia spar nasul. Voicu abandonează o directă de stânga a lui Filip, i-a ciupit nasul și l-a umplut de sânge pe Voicu. Knockout tehnic așadar. Mai mult a durat căutarea cochiliei decât meciul în sine. Câștigător prin knockout tehnic, colțul roșu!
box Marius Niculescu.